Mă numesc Sergiu Curel, sunt fondatorul întreprinderii sociale de inserție Floare de Cireș, SRL. Echipa noastră este formată din 23 de salariați, dintre care 11 sunt tineri cu diverse tipuri de dizabilitate. Acest lucru este legat de misiunea, una dintre misiunile sociale, să contribuim la sensibilizarea publicului larg, ca oamenii să conștientizeze că și persoanele cu dizabilități sunt membri ai comunității și membri activi, nu doar consumatori de prestații sociale. Pentru noi, faptul că în echipă avem aproape jumătate din colegi și colegi persoane cu dizabilități, după 8 ani de activitate, deja a devenit o obișnuință. Noi, efectiv, nu atragem atenția la acest aspect. Noi cunoaștem cum să ne comportăm, cum să acordăm primul ajutor în cazul în care este nevoie. Tinerii care lucrează, evident că primesc instruiri și ei cunosc cum se comportă în bucătărie, cunosc cum se deservească clienții noștri în cazul serviciilor de catering. Reacțiile sunt diferite. Avem de la cele mai pozitive și încurajatoare și până la reacții așa mai negative, că nu neapărat să oferiți șanse acestor persoane, ele trebuie să stea acasă, există prea multe riscuri ca să lucrezi cu ei. Persoanele au nevoie de mai multă înțelegere, fiindcă vorbim de persoane cu dizabilitate de intelect și psihosociale. Asta ar însemna că ele au stat mulți ani acasă, undeva doar în familie. Practic, elementul de bază este comunicarea, abordarea cât mai călduroasă. Cu siguranță, efectele pe termen lung pe care le va simți compania dumneavoastră în cazul în care nu acordăm atât de multă atenție diversității, vor fi destul de mari.